Bun venit în Castelul Corvinilor, unde avem din nou rezultat al acestui parteneriat fructuos între Primăria Municipiului Hunedoara, Muzeul Castelul Corvinilor și Uniunea Artiștilor Plastici, expoziții de mare valoare. Avem încă o asemenea expoziție, de data aceasta de fotografie, pe care după ce o să o discutăm foarte pe scurt aici în curtea castelului, o să vă invit să o vizităm respectând măsurile de protecție împotriva infectării cu coronavirus în sufrageria Palatului Bethlen. Avem plăcerea de a-l avea alături de noi și pe domnul primar, Dan Bobouțanu, căruia îi dau cuvântul să completeze acest bun venit exprimat de către subsemnatul. Mulțumesc în primul rând că ați avut această inițiativă, este munca dumneavoastră. Eu am venit doar să văd, sunt foarte curios să văd expoziția. Și dacă se poate să o repetați în fiecare lună, cu atât mai bine, dacă sunt noutăți. Vă stăm la dispoziție cu orice eveniment pe care îl creați noastră, cât și alte instituții din Hunedoara, ONG-uri, este binevenit la Castelul Corvinilor, pentru că, de fapt, pe lângă expoziția noastră promovați și castelul. Pe lângă castel promovați și orașul, iar din punct de vedere al infectărilor cu COVID-19 am scăzut. Stăm foarte bine, nu mai avem probleme. Cu siguranță ne vom reîntâlni cât de curând cu alte evenimente la Castelul Corvinilor și vă mulțumesc încă o dată numele administrației locale. Bună ziua! În primul rând mulțumim administrației că este alături de noi și nu numai administrației, și politicului care se află în public. Iată că este vorba de o conurbație, precum titlul expoziției noastre de fotoconurbație, care implică mai multe orașe, respectiv Hunedoara, Deva, Târgu Mureș, Cluj-Napoca și, nu în ultimul rând, Oradea. Noi o să încercăm să fim foarte scurți la obiect, ca să nu vă plictisim. Vorbim mai mult prin lucrările afișate pe pereți. În sală la castel știți că sunt lucrări de fotografie și în jurul orei 13 ne întâlnim la galeria de artă din municipiul Hunedoara, situată într-un spațiu generos, să socializăm printre lucrări. Alături de mine astăzi trebuia să fie profesor universitar, doctor Dorel Găină, care din motive obiective nu a venit, dar ne mândrim, suntem bucuroși și onorați că avem alături de noi pe domnul Eugen Moriț, care este de la Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca, profesor universitar, doctor. Vă rugăm... Mulțumesc tare mult, excelența voastră, domnul primar, mulțumesc gazdelor, mulțumesc Uniunii Artiștilor Plastici. Eu, așa cum a spus antevorbitorul meu, oarecum reprezint din partea Clujului Universitatea de Artă și Design prin forța împrejurărilor create de domnul Dorel Găină, care n-a putut să fie prezent aici. Mă bucur să aflu că Hunedoara a devenit un satelit al altor orașe culturale. Hunedoara a strâns în jurul său și în interiorul său, în această incintă, oarecum esența fotografiei din ultimul an de pandemie al acestor orașe satelit. Faptul că a devenit un loc al întâlnirilor din punct de vedere artistic, vizual și cultural, eu zic că este un lucru de foarte bun augur și care ne obligă și vă obligă, excelența voastră, pe viitor să susțineți astfel de evenimente care nu fac altceva decât să aducă un plus de valoare culturală orașului Hunedoara. Mulțumesc! Da, în continuare, domnul Dan Tămaș, doctorand la Universitatea de Artă din Cluj. Să rămâne, bună ziua, domnule primar! În primul rând și eu vă mulțumesc pentru invitație, Daniel, unde ești, mulțumim pentru evenimentul despre care vorbim. Mulțumim pentru evenimentul acesta, pentru bucuria de a fi împreună
Castelul în sine este un act de cultură pe care îl nobilăm cu acte de cultură în continuare. Sunt foarte multe povești ale castelului, foarte multe povești spuse, nespuse, uitate, nerostite. Uite cum ai venit și noi cu o poveste care astăzi se desfășoară de fapt în două locuri. Universitatea din Cluj, Departamentul Foto al Universității de Arte din Cluj, a venit cu o expoziție eclectică pe mai multe domenii, video, fotografie, mix media. O să vedeți lucrările, o să vedeți proiecția cu aceste fotografii, cu lucrările studenților, ale profesorilor, ale foștilor profesori. Dorel Găină ne-a provocat dintr-o invitație să participăm la un astfel de eveniment. Ce e deosebit la expoziție, că nu sunt lucrări selectate, alese special, sunt lucrări venite cu drag, fiecare și-a ales lucrările lui. Cam ăsta este spiritul în care o să vedeți lucrările de la Galeria Corbin. Lucrările de aici încă nu le-am văzut. Domnul Roibu o să ne povestească mai mult despre ele. Nu vă mai țin la povești. O să vedem fotografiile, lucrările de fapt, nu sunt doar fotografii, o să le vedeți și jos. Reprezintă departamentul nostru, dar reprezintă departamentul nostru pe vreo 20 de ani, ultimii 20 de ani. Vă mulțumesc! În continuare, Pilu Găină, decanul de vârstă al fotografiei hunedorene. Mulțumesc celor prezente aici, mulțumesc că și politicul este alături de noi. Sunt decanul de vârstă, dar aici este și Corpațiu Călin. Care-i decanul? Eu. Fără niciun de modestie, sunt un an mai în vârstă decât el. Suntem cei mai vechi fotografi în Hunedoara. În câteva cuvinte aș vrea să spun, profit de faptul că este și domnul primar aici și poate nu este informat până acum, n-avea de unde. Hunedoara are o tradiție foarte veche în fotografie. În primul rând, există în colecții particulare, atât în Hunedoara, cât și în alte orașe din țară și chiar din Germania, fotografii foarte vechi, negative originale de o valoare excepțională, care reprezintă Hunedoara și acest complex uriaș care a fost cândva siderurgia Hunedoarei. Sunt fotografii vechi și de 150 de ani. Ulterior, noi decanii de vârstă am fotografiat noi și am adus la zi această istorie în imaginea Hunedoarei. Vreau să mai spun că în anii 70 era un centru foarte puternic reprezentat de Cinefotoclubul Siderurgistul Hunedoara, unde am avut un mentor, trebuie să menționez numele, excepțional, Zoltan Solcoi, absolvent al primei promoții de imagine de la Academia de Artă, cum se numea atunci, și a fost șef de promoție și director la studioul Sahia. El a venit la Hunedoara și în jurul lui ne-a grupat și am reușit să facem un cerc foarte puternic. S-a materializat toată această poveste prin peste 20 de ani de expoziții de fotografie la nivel național. Hunedoara a avut în fiecare an salon de fotografie, unde veneau cei mai buni fotografi din țară. În anii 80, când banii s-au împuținat și marile expoziții din țară n-au mai făcut față și au trecut la expoziții și saloane bienale, Hunedoara a rămas pentru că era un centru siderurgic anual. Noi expuneam anual. Atât am vrut să spun. Sau poate că ar mai fi ceva. Îmi pare rău că tineri nu vin din urmă. Este și un motiv. Pe vremea noastră, când noi activam la acest cineclub, materialele le primeam gratis. De la sindicat, de la primărie, de la. Acum nu sunt bani. Este foarte greu să crești un fotograf. E foarte greu. E costisitoare aparatura și trebuie ani mulți de studiu. Așteptăm în viitor, dacă tot venim cu astfel de expoziții, să prindă și la tineretul de astăzi, cărora vreau să le spun că nu e suficient să aibă un aparat performant. Sunt ani mulți, mulți de muncă în spate ca să ajungă fotograf. Atât am avut să spun. Mulțumesc celor prezenți aici. Să ne vedem cu bine și cu alte ocazii asemănătoare. Da, și nu în ultimul rând, domnul profesor Grigore Roibu, președintele Asociației Fotografilor, Artiștilor Fotografi din Hunedoara. Bun, proiectul ăsta a început așa din dorința lui
Bordea și a mea, de a aduce aici o expoziție mare care să fie o colaborare între Asociația Artiștilor Fotografi Hunedoreni, Uniunea Artiștilor Plastici, filiala Hunedoara, și așa s-a riscat și din dorința lui Dorel Găină, pentru că un pic evenimentele trebuiau să decurgă altfel, dar acest an al pandemiei nu ne-a lăsat să-l desfășurăm chiar cum am dorit. Dorel Găină a venit cu ideea de a expune cu cei din Cluj, unde am terminat și eu, și de asta mă bucur că, fiind și membru al Uniunii Artiștilor Plastici, filiala Cluj, am reușit aici să strâng peste 71 de fotografi în cele două locații care sunt Castelul Corvinilor și Galeria de Artă a Municipiului Hunedoara. Chiar acum mă uitam că, și mă bucur că de această locație, practic sunt două determinări fotografice, cele de la castel și cele de la galerie. Aici sunt în principal lucrările celor de la, din Asociația Artiștilor Fotografi Hunedoreni, lucrări care sunt de mari dimensiuni, printr-un de 1,70 m, iar în galeria de artă sunt partea de fotografii ceva mai experimental. Mă uitam și le mulțumesc gazdelor, pentru că astăzi m-am uitat pe CV-ul meu. În 1994 am avut la Castelul Corvinilor prima expoziție personală deschisă de regretatul poet Nicolae Chirica. Atunci, de atunci, evenimentele s-au ținut lanț. Chiar acum 4 ani, în 21, domnul primar a fost invitat la expoziția noastră de debut, atunci prezent, când debutam ca asociație. Sigur că mă bucur că aceste evenimente au reînceput, că putem fi din nou în fața publicului pe care l-am dorit, și vă invităm să vedeți cele două expoziții. Vă mulțumesc tuturor! Deci declarăm deschisă expoziția Fotopanurbația în sala de la Castel și în Galeria de Artă. Poftiți! Curaj! Da?